80% dintre cele 400 de locomotive folosite de CFR Călători circulă fără revizie capitală. A recunoscut acest lucru chiar directorul după ce o femeie de 53 de ani și-a pierdut viața în tragedia de la Galați. Acolo, o locomotivă a intrat cu viteză într-un vagon din cauza unei defecțiuni tehnice, conform primelor cercetări. În urma tragediei, autoritățile au cerut să fie verificate toate locomotivele. În ultimii 20 de ani nu a fost cumpărată nicio garnitură nouă, iar anul trecut au avut loc 2 accidente. O defecțiune produsă în sala motoarelor locomotivei a provocat dezastrul, indică primele cercetări făcute în anchetă. S-ar fi blocat graduatorul, adică acel ansamblu de piese care dă putere motoarelor de tracțiune și controlează viteza. Cu el înțepenit, motoarele au fost alimentate cu energie electrică și locomotiva a prins viteză, 94 de km la oră. În același timp, comenzile la care avea acces mecanicul nu au mai răspuns. Locomotiva a primit accelerație maximă, s-a ridicat de bot în sus și avea impresia că dă să zboare. A plecat după loc, mecanicul deși a frânat, viteza a crescut până la 94 la oră, mecanicul a frânat automat, a redus-o ceva undeva pe la 75 de km la oră. Locomotiva implicată în accident este de tip EC3400KW. Pe căile ferate din România circulă 31 de acest fel. Toate au fost importate din Serbia și, spun sindicaliștii feroviari, au mai fost probleme cu unele dintre ele. În București, o astfel de locomotivă ar fi spart ușa unei hale. Iar acum 7 ani, la Bârsești, în apropiere de Târgu Jiu, a avut loc un accident similar celui din Galați. 2 mecanici de locomotivă și-au pierdut atunci viața. Directorul CFR promite acum verificări. Vom verifica toate locomotivele care au acest sistem de granulator. Toate 31 de locomotive și le vom verifica pe toate. Locomotiva implicată în accidentul din Galați este fabricată în 1983, iar ultima revizie capitală mare i-a fost făcută acum 17 ani, când a fost înlocuit graduatorul cu unul mai modern. Urmarea acestei updatări se pare că avem din ce în ce mai multe probleme cu accelerarea fără control a locomotivelor, urmarea defectelor acestor subsisteme. Și deși se știa de aceste probleme, locomotivele de tip EC3400KW au fost supuse în ultimii ani doar unor revizii sumare. Lucrurile sunt însă mai grave de atât. Dacă ar fi să scoatem mâine toate locomotivele fără reviziile mari, ar trebui să anulăm 80% din trenuri. Aici este vorba de ani de zile în care nu s-au făcut investiții. Poate să ajungă undeva la 30-50% din costurile unei locomotive noi. În dimineața acelei zile, această locomotivă a ieșit din revizie tehnică. Un procuror verifică acum cum a fost făcută aceasta, într-un dosar penal de ucidere din culpă și neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu. 2 copii au rămas fără mamă în urma accidentului. Conductorul de tren Gina Basoc și-a pierdut viața după ce a fost aruncată pe peron din vagonul izbit cu viteze de locomotivă. Singurul pasager din vagon este în stare gravă în spital. Încă e ținut sub supraveghere pe secție de terapie intensivă pentru monitorizare și pentru infirmarea unor afecțiuni care i-ar putea pune viața în primejdie. Șeful de tren aflat în vagonul lovit este și el în spital. Singurul care a fost externat este mecanicul de locomotivă.